astăzi vă voi arăta cele mai creepy episoade din Life of Luxury. Da, băieți și fete, ați auzit foarte bine. Numele meu este Marusiancu și astăzi vom face un episod ceva mai special pentru că băieții de la Life of Luxury, adică Parker și Chester, au anunțat că în curând, nu știu ce înseamnă chestia asta, s-ar putea să fie câteva zile, s-ar putea să fie mâine, poi mâine, va apărea un nou episod de la Life of Luxury. Așa că, fraților, v-am pregătit un fel de colaj, un fel de compilație cu cele mai creepy momente din episoadele Life of Luxury, așa că o să vă las cu el și cu reacția mea la respectivele episoade. Dacă vă place și vreți să reacționezi la noul episod Life of Luxury exact când apare, scrieți la comentarii. Vă urez o vizionare plăcută. Hai să dăm aici start și să vedem ce se întâmplă. Ok, deci pentru episodul ăsta au primit un e-mail de la Lia care spune că presimte că se întâmplă ceva foarte, foarte oribil cu sora ei. Deși că odată a venit foarte, foarte târziu acasă și avea fața plină de bandaje și i-a spus că a fost implicat într-un accident și de atunci nu se mai comportă la fel cum se comporta înainte. Deși că ea pleacă în pădure aproape în fiecare noapte și stă ore acolo și când Lia o întreabă, dar tu ce ai făcut în pădure? Ea pur și simplu se uită la Lia și zâmbește, bro, like, bro, cât de creepy chestia asta. Uai, ai soră sa, bro. Uitați-vă cum arată, man. Uite și se uită la ea. Uai, și fuge după ea. Oh my god. Ok, a zis că Lia se simte destul de nesigură în legătură cu chestia asta cu sora ei și ar vrea ca băieții de la ăsta să o ajute. Mi se pare un lucru destul de ok, însă vă este ceva super, super horror, adică ați văzut cum a început să alerge aia pe lângă ea, mi se pare destul de ciudat. Însă haideți să vedem ce putem face. Ce pot face băieții respectiv, dacă se duc la ea acasă, să vedem ce se întâmplă. Hai să vedem. Deci pleacă la ora 11:34. Sister's afraid of her. You don't know what kind of accident that her sister got in. Asta spune că cică, bă, fata e super ciudată, dacă până și propria ei soră se sperie de ea. Ăla spune că nu știm în ce unde a fost implicată. De ce să mergem la casa ei? Și încercăm doar să ne uităm la ea. Hai să vedem ce zice. Bun, hai, guys, sunt chiar foarte, foarte curios să spună. Au spus că cică pur și simplu o să ajung la ea acasă și o să vadă ce se întâmplă. Nu trebuie să o judecăm deoarece nu știm pe ce accident a trecut. Complet de acord. Ok, bănesc că am ajuns sau ceva de genul. Oh my god, cică, bro. Deci uiteți-vă cât de horror arată locul ăsta. E pur și simplu înconjurat de pădure, man. Ok, hai că au intrat. La ora 12:20 au ajuns la ea în casă. Hai să vedem, la Lia. Hai să ne ce îi răspunde, poate îi răspunde chiar sora. Nu, Lia, uite-o pe Lia, hai. Parker, cică. Și Chester. Putem să vorbim despre... Cică, acum nu este un lucru bun. Ok, a spus, putem să vorbim despre sora ta și zic că nu, sora mea încă se vindecă. Și ăsta i-a spus, bradere, am condus 3 ore, gen, până acum. Dacă cumva nu te simți în siguranță în propria ta casă, ar trebui chiar acum să intrăm unul și să vorbim complet adevărat. Hai să vedem. Hai să vedem ce zice. Ok. Dar trebuie să fiți foarte, să vorbiți foarte, foarte încet. Hai să vedem ce spune, bro, sunt chiar foarte curios. Ok, Lia, thank you for letting us sit down to talk. Mulțumesc că ne-ai lăsat să intrăm aici. Poți să spui ce se întâmplă cu sora ta? Trebuie să fii foarte, foarte cet. Ci ca să nu vină nimeni la ea acasă, așa i-a spus sora sa. Deoarece se simte foarte prost în legătură cu fața ei. Nu pot sta cu ea, cică. Nu mai simt în siguranță.
Cum adică nu te simți în siguranță cu ea? E doar sora ta, bro. Uite-o! Holy shit, bro! Oh, a venit sora, man! Oh my god, hai să vedem! Uitați-vă la ea! Oh my god! Bro, cum arată? Mamă, cum arată, bro! What? Bă, voi vedeți cum arată! What? Bine ai venit! Nu vrei să stai și să vorbești cu noi? A plecat, bro! Oh my god, cum arată! What? Și ce frumoasă e sora asta și ce urâtă e aia, și ce zic? De ce vă speriați, bro? Bă, ăsta e prea calm, bă ăsta mă enervează, bă, deci parcă ăsta, bă, e prea calm, băiatul ăsta, bă, băi! Tu n-ai văzut ce se întâmplă? Fugi! Să le spui mult despre accident. A, într-un accident de mașină. Și mi-a trimis asta, ia, ce i-a trimis? Ia. Look at this. May accident Bohum San hit her bed. Are you okay? Answer your phone. Deci că eu accident B home soon. Acasă vin rapid și capul doare tare. Ok, super super ciudat. What? Leah, did you pick her up from the hospital like that? Ai luat-o de la ospital? No. A venit acasă. A venit acasă, bro. A venit acasă cu bandaje, ca și cum a fost de la spital, gen, și a evadat de la spital într-un fel. Și că, bro, come on. Poți să ne scuzi pentru un minut? What? Trebuie să vorbim. Vrea să vorbească cu mine. Hai să vedem. Dude, I don't think that's your sister. Dude, what are you talking about? That text did not seem normal and she's covering her face. How do we even know that's her? Ok, bă, ăsta a venit cu o teorie super, super interesantă. A zis că nu crede că e sora ei, bro. De unde știm că e sora ei, având în vedere că textul ăla e foarte, foarte dubios și are fața acoperită, bro. Bă, ăsta chiar are dreptate aici. Hai să vedem. Dude. Și că te comporți de ciudat. Normal că se comportă ciudat că a avut un accident săptămâna trecută. De ce? Și că de ce arată fața ei așa? Nu mai vreau să aud asta. Da, ce că dacă aș fi fost într-un accident de genul, aș fi vrut doar ca oamenii să mă, cum îi zice, să mă trateze normal. Știi ce zic? Hai să vedem, nu ca o nebună. Hai să vedem. Cred că vrem să vorbim cu sora. Bro, eu zic să nu vorbim cu sora. Poți să ne arăți unde e camera ei? E acolo la hall. Hai să vedem. Ok, se duc la Gale. Așa o cheamă păsura Gale. Bro, se aude ceva destul de ciudat dinăuntru. Bro, se aude ceva destul de ciudat. A, cred că doarme. A, bă, nu. Bro, ce s-a întâmplat? Cum te simți? Mănâncă ceva, bro, ați văzut că... Mănâncă ceva, bro. Asta știu că s-o ajută, vezi? Mănâncă ceva. Sau mestecă ceva. Jaw cracking, uite, a zis aia, jaw cracking. Adică, like, își mișcă cam axilarul. Și că Leah nu vrea să stea aici seara asta. No. Ok, oh my god, deci a zis băieții, nu am băgat în seamă și când a zis că Leah să nu mai stea noaptea asta, a zis no. Nu vreau să te supărăm. Mă, ce era acolo, bro, asta e super, super ciudat. E aproape ora 1, da. Trebuie să stai aici. Și că nu se culcă până nu pun camere peste tot. Ok, o să pună camere peste tot. Hai să vedem. O să pună camere peste tot cum fac de fiecare dată, bro. Lins hallway. Pun peste tot în bucătărie. Hai să punem o cameră în camera lui Leah.
Intrați și say come in. Hai să vedem. Hi. Hi. Puteți să primim o cameră în... ok, hai să vedem. Am pus o cameră în camera lui Lia. So, I'm gonna be honest with you, Lia. I didn't really know the extent of the situation before I got here. I really don't even think you need a camera for this, but we're just gonna put the camera in here to make you feel safe. We put cameras all around the house as well. Ce că o să pună peste tot și pleia în cameră. Am vorbit cu sora ta. Și cred că suferă foarte mult acum. Ce că nu mai simt. Puteți să stați în camera mea. E doar sora ta. Nu știu de ce voi, adică ea și tovarășul lui o tratează ca și cum ar fi nebună. Cred că o să fie ok, ok? Doar încearcă să te odihnești. Let's go, hai să vedem. Please, vă rog, nu plecați. Doar să te culci, ok? O lasă pe aia acolo, aia nu vrea. Nu mai vrea să stea în casa asta, bro, cel puțin singură. Hai să vedem. Ready to go to sleep. Hai să vedem. Bă, Chester hears something from Gale's room. Deși că vrea să se ducă la culcare, dar Chester a auzit ceva din camera lui Gale. Gale. Ok, la 109. Am auzit ceva? Camera lui Gale. Oh my god, uite, pe jos, bro, ce-s alea? Mamă, ce se aude, bro? Oh my god. Who was that? Who are you talking to? Cu cine vorbeai? No one, cu nimeni. What are you doing? Why are you bothering her? Dude, there was someone in there with her. Și că era cineva acolo, bro. Bro, vezi, văzut ceva, băieți? Ia stai. Deci am văzut picioarele și mai cineva, bro. Eu n-am văzut pe nimeni. Deci ea vorbea cu cineva, dar cu cine? A, da, mă! Uitați-vă, stânga, mai era cineva acolo! Ce ca cu nimeni! Mai e cineva acolo! Hai să mergem la somn! Ok, băieți, băi, super, super horror, eu n-aș trăi, eu n-aș dormi! Cum ne-ești speriat de Gale? De ce nu o lași în pace? Doar pentru că fața e diferită, nu înseamnă că e diferită pe inside. De ce se duce în pădure dacă nu e nebună? Bă, deci ăsta are o problemă că ăștia t-a trasă ca o nebună pentru că e nebună, bradere! Trezește-te! Putem doar să mergem la somn, hai să vedem ce spun băieții. Deci sincer, bro, super, super ciudat. Am mers la culcare. Hai să vedem. Ok, bro, destul de ciudat. Ora 1.51. Camerele lor complet normal. Până acum totul normal. Lasă, da, normal, că nu-i normal, săraca. Ia uite ce face, bro, și uite-vă cum stă, bă, bă. Eu nu înțeleg, bro, cum Lea a lăsat-o în casă, bro. Păi eu o luam direct la fugă în trei stiluri diferite, bă, să moară băieții, bă. Cum să lași, bă, pe asta în casă, bro? Ce face, bro, de ce face așa? Bă, mi se pare super, super ciudat ceea ce se întâmplă, bro, sincer acum, băieți. Deci chiar mi se pare ciudat. Hai să vedem ce fac. Băi, ora 2.27. What? Ce face? A, că e caprisul. O muscă și-a mâncat-o. What? What? Ce face? Bro, ce se întâmplă cu ea? Poate mai apare și omul ăla cu care vorbea. Sau chestia cu care vorbea. Asta nu-i femeie, stră asta. What? What? Ia ceva de supat. O foarfecă. Își taie fața sau bandajul? Cred că bandajul, bro, nu cred că fața. Sau? Nu știu. Sau, ăștia-i Digi. Și-a tăiat gura. A, ba nu, nu, și-a tăiat bandajul, gen. Sau? A, ăștia-i bandajul, bro, da, ăștia-i bandajul. Ăștia-i bandajul. Observa camera. Observa camera, cred, că observa camera. Ăștia-i bandajul, bro. Oare ce are pe acolo, men? De ce ăștia-i bandajul? Destul de ciudat. Cred că vine direct la camera, că observa camera. Da, vine direct la camera. Sau nu. Adică nu știu, te-a chiar tot bandajul, puțin. A ieșit, s-a dus pe hallway. Acolo, în camera din față, sunt ei, cred. Nu, o trecut de ei, bun. Cred că se duce jos la camera lui Lea. Ora 3 dimineața, băieții. A deschis ușa. A intrat în camera lui Lea. Ce o să facă, bro? Sunt curios. Ce o să facă? Mamă, uitați-vă cum mi se aud oasele. Ce face? Bro, ce face?
Mamă, bro, ce se face? Mamă, țipă, fugi! Chica, trezește-te! De ce țipă? Lia, ce-i? E aici? Te rog să te calmezi. Bă, ăsta are un problem cu calmatul, băi, 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 tovarășe, băi, cum să te calmezi? Chica, unde e? Uite-te înăuntru. Nu e acolo, bro. Chica, ai avut un coșmar? N-a avut. Sora ta nu e un monstru, hai că nu e să moară, băi, și dacă nici aia nu e monstru, ce mai e să moară, bă? Ce se întâmplă, bro? Ești ok, chica? Nu e ok, normal că nu e ok, bro, cum să fii ok? Uite-o! Oh my god, era după... Bro, ce se întâmplă? Băi, era după ușă. S-a oprit. Nor... Uai, ce-i-o făcut aia? Mamă, era după ușă. Vai, bro, vă aștept... Bă, eu nu mă așteptam să fie după ușă. Sincer, nu mă gândeam că poate să intre după ușă. Ok, deci ăsta clar nu crede absolut nimic din ce vede. Și-a dat seama că ce că a mers înapoi la somn. Uite, asta încredea acolo. Bă, ce face? Bă, ai încredea acolo, ce se întâmplă, man? Bro, asta încă aici, ce face? Oh my god, ai infectat-o și pe ea. Uitați-vă cum au ochii. Sunt două acum, bro, și vin după băieții noștri, bă. Ba nu, se duc în camera, se duc în camera. Uitați-vă la ei. Bă, ce se întâmplă? Bro, ce se întâmplă? Like, bro, ce se întâmplă? S-a dus în curtea din spate, cred că se duc în pădure, bro. Asta e backyard-ul. Curtea din spate, cred că se duc în pădure în momentul de față. Oh my god, bro. Ok, este asta destul de ciudată, man. Like, foarte, foarte ciudată, dacă mă întreb pe mine. Ora 3:35 au dispărut. S-au dus în pădure, adică. Ora 6:03 dimineața. Ce că ne-am trezit. E pe ora 6 dimineața. Deci, o să știu că o să vadă ce face Lia și o să vadă ce s-a întâmplat seara trecută pe camere. Hai să vedem. Ce că ușa e deschisă. Și Lia nu mai e. Normal că Lia nu mai e, bro. Ok, nu e în dulap. Unde chezi? Cred că trebuie să mă uit jos. Ok, se duce jos. Hai să mergem în camera lui Gale. Cred că acolo sunt amândouă. Nu, și Gale a plecat. Deci... Și că dude, vine aici, cred că l-au găsit pe amândouă. Amândouă, sigurat, sunt una lângă alta, cel mai probabil. Deci s-a deschis ușa din spate. Cred că s-a dus pe acolo? Nu știu unde s-a dus. Hai să mergem pe... să ne uităm pe securitate. Bă, unde o duce? Ceva se întâmplă cu Lia și atunci și-o dat seama. Hai să ne uităm pe camera de afară. Aaaa! Uite-l pe ăla, bro! S-a dus la omul ăla. S-a dus în muz la băiatul ăla, cu ăla. Dar nu știu ce se întâmplă, bro. Dacă vrei să te duci în pădure și să te uiți. Hai să mergem acasă. Așa vreau să duc acasă, cred că s-a întâmplat ceva gen și eu abandonam pur și simplu. We went home and tried for days to get in contact with Lea. Cică s-a dus acasă, nu s-a întâmplat nimic. Așa au încercat timp de multe zile să intre în contact cu Lea. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Her parents friends and neighbors haven't heard from her or Gale. Părinții ei, prietenii ei și vecinii n-au auzit nimic de ea sau de Gale. Hai să vedem. Atât abonesc. We don't think that was a sister. Nu credem că aia a fost sora ei. Da. Aia nu cred că a fost sora ei, guys.
Guys, fiți atenți, acum că am terminat videoclipul, scrieți chiar acum la comentarii dacă credeți că aia a fost sau nu sora lui Lea. Eu sincer vă zic că nu cred că este asta. Scrieți și voi în comentarii și dați și un argument de ce credeți că a fost sau nu. Eu am fost Marusian cu, ne vedem că rucă episodul de noi. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit până aici videoclipul. Seara frumoasă în continuare, pa, pa. Așa că haideți să începem. Let's go. A primit un e-mail de la o fată de 19 ani, de la Kayla. Asta este Kayla. Hai să vedem. Ok, deci Kayla locuiește cu tatăl ei și spune că acesta lucrează în subsolul casei lor. Hai să vedem. Ok, deci lucruri foarte, foarte ciudate se întâmplă în noaptea în casa ei. Ok, deci se aud țipete și sunete de așa ca și cu ceva zgâria de la, cum zice, de la subsol. Adică se întâmplă ceva super, super ciudat. Hai să vedem. Ok, a trimis și un video pentru dovadă. Check this, guys. Aulă. Bro, 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 mamă, deci ați văzut că era cineva gen sub, era cineva la subsol, bro, ați văzut cum făcea gen, mamă, mamă, ok, hai să vedem. Deci că Kayla nu s-a mai dus în subsol de când a văzut videoclipul ăla, de când a făcut videoclipul ăla, nu mai calcă pe acolo, hai să vedem. Ok, și iar acum tatăl ei închide efectiv, pune lacătul la subsolul lor. Super, super ciudat, hai să vedem. Ok, deci momentan tatăl lui Kayla este plecat, iar ea este singura acasă și tocmai de aceea a zis să-i cheme pe băieți. Ok, merg acolo și să vedem ce o să se întâmple, hai să vedem. Chiar să curioz ce o să se întâmple și despre ce este vorba. Deci la capitola e super simplă. Tatăl a plecat și cheamă băieți. Asta. Exact, ce face în subsol că dacă pur și simplu vrea să ascundă de la gen de la fiica ei, hai să vedem. Da. Asem, trebuie să vedem ce se întâmplă în subsol. Nu știu ce se întâmplă acolo. Hai să vedem, băieți. Acum se duce deci tatăl îi face ceva în subsol, acum a plecat și trebuie să investigheze băieții situația. Chiar sunt super super curios ce o să se întâmple. Iar sunt curios și hai să vedem, guys, până la urmă ce o să se întâmple. Ok, au ajuns, hai să, asta e locul, hai să vedem. Ești gata pentru asta? Ok, hai să vedem. Hai să vedem, let's go, let's go, let's go, let's go. Bă, hai că se duc la ea acasă. Au putut la ea acasă. Deci, hai să vedem, asta e locul. Hai. Uite-o pe Kayla, da. Puteți să intrăm? Bun, deci... Deci după cum vedeți că el arată fix ca în poze, gen, e o pată momentan normală, hai să vedem. Deci e normal momentan. Ok, hai să vedem. Poți să ne explici mai mult despre ceea ce s-a întâmplat? Cred că trăiește ceva acolo, gen, nu cineva, ceva. E ceva în subsol, da. Aud chestii că se mișcă acolo și noaptea trecută am crezut că e ceva camera mea, sub, cum zice, sub patul meu, hai să vedem. Da, sunt destul de paranoică, însă nu cred că este paranoică, guys, cred că este ceva adevărat, hai să vedem. De ce crezi că ai venit în camera ta? Hai să vedem. Ok, băieții, deși că are semne pe mâini de, hai să vedem, are semne pe mâini de data trecută. Ca și cum ceva ar fi mușcat-o, bro, hai să vedem. Ok. Asta mă sperie, da, e destul de nașpa, hai să vedem. Noi la concluzii. Dar putea să fie doar o zgâritură. Încă o chestie. Am văzut ceva în dulapul meu acum câteva nopți. Și mă simt foarte, foarte ciudat. Și pot să jur că am văzut chiar ceva că ieșea din chestia. Deci pot să jure, hai să vedem. Chiar sunt curios, guys, ce o să se întâmple. Da, da, da. Deci se simțea super, super nașpa. Hai să vedem ce se întâmplă în subsol. Ce lucrează tatăl tău? A zis că este un chirurg. Da, dar niciodată un chirurg. Da, cred că un chirurg, un medic, să spunem așa. Dar niciodată n-am văzut că lucră în spital, bro. Cum adică e chirurg și nu lucră în spital? Numai în subsol, bro. N-are sens. Hai să vedem, băieții. Da, exact. O să punem peste o camere și o să vedem ce se întâmplă. Se uită pe camere, stau în mașină. Hai să vedem, băieții, ce se întâmplă. Sunt super, super curios. Trebuie să te relaxezi. Da, hai să se uită în subsol, bro, să vedem despre ce este vorba. Chiar sunt curios ce se întâmplă. Let's go. Am început să pună camere peste tot, ok.
înapoi și acolo. Ok, pune-și acolo ca să se uită la... Cum îi spune chestia aia? La, sub, la subsol. Nu poți să intre. Ok, deci și că e închis dinăuntru, știi zic, adică trebuie să fii ceva înăuntru ca să-l închidă, bro, și are și o parolă. Da, nu puteți să punem o cameră în subsol. A, avem una acolo, deci băieții nu pot să pună o cameră în subsol, nu poate să intre în subsol deoarece este închis de dinăuntru. Hai să vedem. Pun una și camera lui Kayla. Asta da? Ok, hai că pune o cameră și camera ei. Da, exact, o să mergem în mașină să vedem ce se întâmplă. Hai să vedem. Let's go. Ceva se trebuie să spă nașpa, hai să vedem. Am început să ne uităm noaptea la chestii de genul. Alright, so we're waiting in the car right now. Bun, chiar acum așteaptă în car. A pus camerele peste tot, ne uităm pe telefon. Avem ceva, ceva hall, ceva basement, hai să vedem. Și avem una în camera lui Kayla. Hai să vedem. Da, exact, nu știu ce așteptăm, bro, pentru că ăla e închis, adică pur și simplu stăm degeaba, spune. Asta așteptăm să vedem. Bun, îl pune pe ăsta, el se uită. Hai să ne vreau ce o să găsească. Dacă o să găsească ceva, sunt chiar super, super curios. Eu sper că dacă o să găsească ceva. Asta e la ora 1.27 în camera lui Kayla. Asta e hall-ul, hai să vedem. Let's go. Asta e ușa de basement. Vedeți acolo, v-ați prins voi, acolo e subsolul. Momentan nimica, bro, momentan absolut nimica. Hai să vedem. Let's go. Bun, 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 bun. Aoleo, ha, dormișeala, bro, nu e ok ceea ce se întâmplă, hai să vedem. Hai să vedem. Oh shit, bro, s-a dus ceva din subsol. Bro, ce-i chestia aia? Man, ce-i chestia aia? M-am uitat la Kayla în cameră. Dar cum poate să intre aia în cameră? Oh, mamă, ce m-am speriat, mamă, să moară băieții, băi! Deci, efectiv, a făcut atâta sunet încât a picat camera, bro! Deci, a făcut atâta sunet, a țipat atâta tare creatura aia încât a picat camera. Ce-i asta, man? Chiar sunt curios, bro, ce-i asta? Cum adică să face atâta sunet că să pice camera? Bă... Bros 2? Bro! What? Bă, voi vedeți că sunt doi like, băi! Ori sunt eu prost, bă! Ori vedeți că sunt mâinile lui ăsta, acolo cred că e capul, aici sunt picioare, bă, sunt doi! Bă, sunt doi legați, what? Bro, de ce sunt doi d-ăștia, man? Like, pe bune? Hai să vedem, bro! Mamă, bro, ce se întâmplă, man? Uite-i, man! Sunt efectiv doi! Bro, treziți-vă! A, și le-am pat! Ai, ai. S-au trezit la ora 2:18 și aici cât era ceasul? 2:09, deci peste 9 minute. Hai să vedem, peste 9 minute s-au trezit, ia, ce văd? Yo, wake up! Up, trezește-te! Deci, ok, o cameră e pe jos. Cum a ajuns? Ce că nu știu. Oh my god, bro, mamă de 9 minute face chestia de 9 minute, efectiv. Bro, ce face? Mamă, e ceva din gura ei, hai să vedem, bro. Din gura lui, hai să vedem, bro. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Hai să vedem. Bro, hai să vedem. Bro, ce se întâmplă, man? Bro, fugiți! Bro! Bro, ce chestia, man? Lasă-l! Bro, ce chestia, ia-o, bro! Ce chestia aia? Hey, Kayla, ești ok? Ok, deci chiar asta te rezit. Bro, ce se făcă aia? Fugiți, man! Băi, super, super ciudat!
fugiți, mai mamă, ce panicat e băiatul ăsta, băiatul acesta. Ce-a fost chestia, bro? Fugi, man, fugi! Ești ok? Ok, deci își găsesc de bine. Deci că am mers la Kayla, gen, am dus-o pe Kayla acasă noastră ca să petreacă noaptea, gen, la noi acasă, să fie în siguranță. Și atâta, cred. And reported her father to the police for investigation. Și l-am raportat pe tatăl ei la poliție pentru investigații. Deoarece ținea ceva super, super suspect în subsol. Hai să vedem. Ok. Hey guys, thank you for watching. Deci cam atât a fost episodul, guys. Vreau să-mi scrieți chiar acum la comentarii ce credeți că făcea tatăl ei în subsol, cât timp acesta genera închis acolo în subsol cu creaturile alea. Eu am fost Marius Iancu, dacă v-a plăcut, uitați să apăsați un like. Ne revedem curând cu episodul, nu uitați și de subscribe. Ne vedem curând, pa, pa. Băi. Băi. Astăzi reacționăm la Life of Luxury. Ați auzit foarte bine, fraților, bine ați venit la un nou episod la mine pe canal. Ar trebui să vorbesc mai încet pentru că este ora 10, pentru că fix momentul de față băieții de la Life of Luxury au postat un nou episod, like, uitați-vă băieți, are 41 de vizualizări, sunt printre primii oameni care vede acest videoclip, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați dacă susțineți această serie și haideți, fraților, să-i dăm drumul după aproximativ 3 luni cu un nou episod de reacție la Life of Luxury. Acest clip se numește He Loves to Watch Her Sleep, adică el o iubește să o vadă pe ea cum doarme. Deci ce mai probabil e vorba de un psihopat sau abar n-am. Haideți să vedem, nu uitați de like și haideți să începem episodul, fraților. Let's go. We received an email from an 18-year-old girl. Okay. Ok, deci au primit un email de la surora noastră Bailey, care are 18 ani. Home from college, discover her whole family gone except for her dad, Stanley. Bailey says that there's something different with her dad. Ok, fraților, deși că surora asta Bailey a fost la colegiu și când a venit acasă, fraților, a observat că toată familia i-a dispărut în afară de tatăl ei. Și băiatul ăsta se numește Stanley și zice că e ceva suspect cu tatăl ei, fraților. He appears to have been in some sort of accident and he's too confused to explain where her mom and her little sister went. Ok, și că pare că tatăl ei a fost implicat în ceva accident, boy, și e prea panicat și se simte prea rău și nu poate să explice ce s-a întâmplat cu restul familiei, adică cu maica sa și cu sora sa. Ok, deși că ăsta a încercat să intre și în camera ei, fraților. Își iubește tatăl, dar acum e foarte diferit. Mamă, fraților. Ok, înainte să vedem videoclipul, hai să facem o recapitulare, fraților. Deci surora noastră Bailey a venit de la colegiu și a văzut că toată familia ei a dispărut, mai puțin taică-su, care se poartă foarte ciudat cu ea și nu explică ce s-a întâmplat cu maica sa și cu sora sa, boys. Și că e frică să petreacă noaptea cu el pentru că e foarte ciudat. Și acum vedem un videoclip. Bailey, mamă. Mamă! Ăsta e taică-su. Băi! Ce faci? Mamă, cât de înaltă e! Băi! Bă, ce avea în mână? Bă, ce avea în mână? Bă, fraților! Ce că vine mai aproape. Bă, l-ai un picior? Bă, l-ai un picior? Bă, are în mână sau... Abar n-am ce e chestia din mâna lui. Bă, care-i treaba? Ok, deci se duc acolo, boys. Bă, care-i treaba? Deci ori un picior, ori o mână. Ok, fraților, deși că prima dată un cuvânt de la sponsorul Raid Shadow Legends, sponsor mi, dacă vedeți asta, haide să începem Luxury Production-ul, fraților. Băi, ciudat rău de tot. All we know is that her dad was in an accident. Well, her dad's accident is none of our business. We're not done. Ok, fraților, deci din nou frățiorul nostru Chester efectiv nu vrea să se ducă acolo, spune că, bă, care-i treaba noastră cu taică-su și parcă le zice, bă, taică-su a fost într-un accident, trebuie să o ajutăm teoretic pe fată. Adică nu ne pasă loc că a fost într-un accident, like, se întâmplă accidente la fiecare secundă. Ce ne pasă nouă? Ai niște empatie, frățiorul. Da, exact. Ca să putem să vorbim cu Bailey.
Trebuie să te relaxezi. Nu mă relaxa, uitați-vă la fața lui, băi, nu mă relaxa, nu e. Nu mă relaxa, nu e. Deci se vede pe fața lui că nu e relaxat 100%. Deci se duc acolo la Billy acasă, chiar sunt curios, fraților, ce se întâmplă. Deci pe bune, pe bune. Wait, it's right here, dude. Ok, yeah, deci am ajuns acolo. Hai să vedem. Bro, this house looks totally empty. Mamă, fraților, bă, ce mișto arată casa. Băi, frumoasă casa. Ok, și că casa pare goală. Hai să intre înăuntru, boi, și că casa pare goală. Bun, hai că se duc înăuntru. Ok, hai să mergem la ușa, să batem la ușa lui Bailey. 10-2, Bailey Sporch. Ok, hai că bat acum la ușa la Bailey, să vedem ce se întâmplă. Nu, mama, asta e Bailey. Ești Bailey? Da. You emailed us about your dad? Ne-ai dat e-mail despre tatăl tău? Mamă, frate, zici, Bailey, asta e panicată rău de tot. I-a zis, pare că, bă, ne-ai dat e-mail despre tatăl tău, că tu putem să intrăm să vorbim? Mi-a zis, da, hai să vedem. Ci că trebuie să aveți grijă, ci că doarme, să tăcesc că doarme. Hai să vedem, boi, deci că tai că su doarme. Bun. So Bailey, thank you for letting us sit down with you. So can you tell us about everything that's been going on? Yeah, so a little over a week ago I came home from college and I was expecting to see my whole family. You know, my mom and my little sister. Ok, frate, deci bă, o chestie logică, ci că acum, nu știu cât timp, a venit de la colegiu și nu, voia să-și vadă familia, pe maică sa, pe soră sa mai mică și pe taică su. My dad. Și pe tatăl ei. Când a ajuns acasă. My mom and sister were gone. So your dad. Ok, deci și că când a ajuns acasă nu mai era, după cum știți, dar nu mai era maică sa și taică sa. Deci numai taică-su mai era aici, boi, spatele, a făcut ceva taică-su. Opa, a găsit o notiță, fraților, fiți atenți. Ce, cred că e de la mama, ia. Puteți să vedem notița? Ia, de ce zice? Ok, și că... Ok, frate, și că mama asta nu le-a zis nimeni, și că a găsit o notiță de la maică-sa. Bă, fraților, s-ar putea să le fi făcut ceva taică-su, boys. Gen tatăl ei să le fi făcut ceva și ea să urmeze, știi ce zic? Deci că a primit o notiță de la maică-sa. Uitați acolo, fraților. Bă, care-i treaba, mă? Care-i treaba cu chestia aia? Eu și soră, me and sister go to eat from mom. Eu și soră mergem să mâncăm de la mamă? N-are nicio logică. Boys, deci n-are nicio logică ce se întâmplă, pe bune vă zic. So you haven't heard from your mom or sister at all? Deci că n-ai auzit nimic de maica ta? Dad, what happened, but I think he's been in some kind of accident. Ok, fraților, deși că a încercat să întrebe pe taicăsul ce s-a întâmplat, dar după cum ați văzut, taicăsul e super bandaja sau ceva de genul și ea crede că a fost un accident, dar eu cred că e ceva mai deep la mijloc, fiți atenți, de rău. Cum adică, la ce te referi prin asta? Ok, ci că își încuie ușa de la cameră pentru că taicăsul încearcă să intre înăuntru de fiecare dată când doarme. Mamă, băi, nu aș putea să dorm așa. Să știu că e unul care vrea să intre în cameră. Ci că a fost foarte supărat. Mamă, ci că a spart ușa seara trecută și doar se holba la mine. Ok, fraților, deci că era așa de nervos data trecută taicăsu încât a spart ușa noaptea trecută și stătea în tocul ușii, boys, acolo și numai se holba la ea, boys, și credea că o să-i facă ceva, dar n-a zis ce. Mamă, boys, bă, tai cu psihopat. Ok, deci că el și ea și taică-su obișnuia să fie foarte, foarte apropiați și parcă l-a întrebat-o gen ce a văzut diferit la el. Cum s-a schimbat și că era cei mai buni prieteni. Dar și că nu mai vorbește cu mine acum. Deci singurul lucru pe care i-a zis. I tried to care for him, but he just locks himself in his room all day. What's he doing in there?
Ok, fraților, deci și că ăsta e tare ciudat băiatul ăsta. Singurul lucru, gen, pe care i-a spus lui fata asta de când a venit de la colegi, a fost dacă poate să-i întâlnească noi prieteni. Și ea a încercat să-l ajute, l-a văzut așa mai amărât, dar se încuie în camera lui, băi, și nu face nimic, numai noaptea, vine să se uite la ea. Și ce zic? Îl aude cum, cum suferă fiecare noapte. Și că aude și o melodie ciudată, rău de tot. Se uită la ceva, chica. So Chester and I kind of want to go talk to your dad now. Why don't you just head to your room now and get ready for bed and we'll stop by later to set up a camera? Yeah. Ok, fraților, deci frațiorul meu și se duc și o să vorbească cu taică sub, să se ducă ea la culcare și pun camerele și începe nebunia. E ok, hai să vedem. Hai să vedem, boys, despre ce e vorba până la urmă. Bailey's Hallway. Așteaptă. Eram sigur că deci era sigur că Chester ăsta trebuie să comenteze el cu ceva. Era strasă că trebuie să comenteze. De ce nu să nu vorbim cu el? Ar putea să fie stabil, instabil mental. Deci era sigur că ăsta se sparichează. Hai să vedem ce se întâmplă. Bun, se duc aici la ăsta acasă. La camera lui, adică. Stanley. Dude, he's not saying anything. Bă, deci a putut la cameră, nu zice nimic, mamă, frate, să nu fie vreun jumpscare sau ceva de genul. Ok, și că o să deschidă, hai să vedem. A deschis ușa, ia. Nu e acolo, boys, și că nu e nimeni acolo. Ok, o să pun o cameră în camera lui, boys, mamă, să nu apară de undeva. Bă, mă, eu cred că e aici, a fi dat, frate, de nu e aici, dar e undeva ascuns, bă, bune, vă zic. Mamă, poate e afară. Ba nu, are bagajul făcut, uitați-vă, boys, are păpuși, man. Bă, care-i treaba? Mama are păpuși cu ace în ele, bă, care-i treaba cu psihopatul ăsta? Ceva ciudat. Băi, de ce are... Ce, că cred că... Mamă, deci are tacâmuri și are ceva acolo, mâncare. Băi, ciudat rău de tot. Dude, he's got a TV under here. Și care are un TV. And he's got a tape here too. Hopa, fraților, are acolo casetă. Cred că o să găsească ceva suspect pe caseta aia. Ok, trebuie să pună camera, nu să se uite acolo. Ia, fete, că asta, asta o să pună caseta. Bro, why would you put that in there? Stai că se uită la casetă, ia. Bă! Bro, why are you touching his things? Bă! Salut, prietenii! Bă, ce-i asta? Bro, what is that? Bă, ce-i aia? Am un secret pentru tine, bă, care-i treaba, mă, cu ăsta? Mamă, bă, ce... Trap, capcană. Bă, ce-i cu videoclipul ăla, mă, frate meu? Bă, are ochii negri. Becomes, ci ca sa devii. Bro, turn that off, we need to leave. Bro, închideți, băi, închide chestia aia. Uiți că trebuie să pleci, bă, fraților, care-i treaba cu filmulețul ăla? Bă, ce ciudată-i, man. No, dude, come on. Bă, închide aia, mă, frățioro. Da, deci am pus camera, mamă, să nu dea față în față cu el acum. Ok. Mamă, bă, care-i treaba cu ăla, boys? Mamă, grijă mare să nu dea față în față cu el acum, boys. Ok, are you filming me? Ok, yeah, și că mă filmez, bun. Da, unde să nu stai, că sunt boys, adevărat. I'm just gonna put a couple more cameras down in this house.
Deci, boi, spun camere peste tot, să vedem ce se întâmplă, man. Bă, da, filmarea e ciudată rău de tot. Nu știu care-i treaba cu filmarea aia. Și la ce se uita, dar e ciudat rău de tot. Ok, o să pun o cameră în aia lui Bailey. Să vedem ce se întâmplă. Ok, se duc în camera lui Bailey. Mamă, să nu fie taică-su camera. De unde-i taică-su, boys? Bailey? Bă, aia plânge? Bă, plânge, fraților. Bă, plânge. Bă! Bă! Vă rog! Mamă! A, era mână, nu era picior de la început. Băi! Băi, care-i treaba cu asta? Are you feeling okay? Domnule, vă simțiți bine? Eu nu cred că se simte bine. What are you doing in your daughter's room? Ce face camera fiicei tale? Voiam doar să spun Daddy loves you, că tata te iubește. Bă, asta plânge, bă. Bă, care e problema cu oamenii ăștia, man? Ea este așa de dulce. E destul de târziu, poate te duci la culcare? Brui, care-i treaba cu mâna picior aia, boys? Mamă, ce mână picior are ăla, bă, v-am zis că are mâna picior. Deci are mâna picior. What the hell's wrong with him? Yeah, I know. That poor guy. Bă. There's something wrong with his body. Dude, stop. Deci mamă, bă, ok, boys, aici, fiți atenți, deci aici, eu de obicei v-am zis, eu cred că chestia asta e frică, bă, dar acum îi țin partea 100%. Adică, bă, băiatul ăla are probleme, bă, voi ați văzut că are mâna picior, să nu arătați pe voi, mare, bă, are mâna picior sau piciorul mână, nu știu cum merge treaba. Dar, bă, dar acesta are dreptate, ar trebui să plece, boys, n-ar trebui, lasă-mă de eroimi, de content, de astea. Deci acum chiar îi țin partea, pe bune. Bă, deci ăsta e cel mai ciudat din toată seria lor, ăla e cel mai ciudat pe care l-am văzut până acum. Deci, vă zic, hai să pună camera acolo. Bă, deci care-i treaba, măi, cu oamenii ăștia? Pă, bune, ciudat rău de tot. Aaa, ia uitați-vă, boys. Deci acolo e el, ia cu familia ei. Ok, ce zic, hai să... Am pus camere în toată casa ta. Credeți că o să vină, să vină camera mea? Da, poate are multe traumă mentală, boys, dar totuși e ciudat rău de tot. Dar e foarte dor de familia mea. Și mă simt chiar foarte ciudat acum. I'm really sorry you feel that way. Îmi pare rău că simți asta. Ok, fraților. Băi, ciudat rău de tot. Deci eu zis să se culce și că o să se uită la filmări de dimineață. Hai să vedem ce se întâmplă cu filmările, boys. Mamă, dar ciudat rău de tot, deci mamă, deci mamă, n-am văzut așa ceva niciodată. Exact, bă, are dreptate, deci acum are dreptate 100%. Ce stare are dreptate 100%? Deci are dreptate 100%. Clearly messed him up. But why are you making fun of his face? It sounds like there's something wrong with you. I-a zis că e ceva... Deci fii atent, Chester i-a zis că bă, când i-ai văzut fața lor, nu mai poți să dormi. Și parcă îi zice că bă, ești desimțit, a fost într-un accident, cum să zici așa ceva, bă, fraților, bă, are o problemă acum. Deci nici eu n-aș putea să dorm, eu acum trebuie să mă culc după așa. Hai să vedem. Hai să mergem la somn, hai, mergeți frățiorii la somn, că e nașpa rău de tot ce se întâmplă. Hai să vă culcați, mamă, boys, bă, e ciudat rău de tot, man. Hai să vedem. We go to sleep. Au mers la culcare, frățiorii mei. Asta e camera lor. Vedeți, doar a 12 dorm de zor, deci nu e vreo problemă la ei. Hall-ul. Asta e camera lui Bailey, iară, mamă, strunează din... Ok, Bailey nu poate să... Bailey se uită la aia cu maica sa și cu sora sa, boys. Vă dați seama că... Plânge, boys, că le... E doar de ele, până la urmă. Fathers... A, e sub pat ăla, bă, frățiorul, patul e ca să dorm pe el, nu sub el, știi ce zic? Uitați-vă la ăla, mă, care-i treaba cu el? Are mâna picior, eu am mai zis, are mâna picior. Sau piciorul mână, nu știu. Bă, care-i treaba, deci e ciudat rău de tot.
Mamă, mie, vedeți, toate camera au un dulap, să nu iasă din vreun dulap sau ceva de genul. Și asta și alte. Mă, uitați-vă la el, bă, care-i treaba, man. Seamănă foarte mult cu Tom, ăla, din, gen tot de la ei atunci. My son can't stop growing at night. Mamă, se uită la filmarea aia, fraților. Bă, ce se întâmplă? A spart televizorul. Mamă, și acum cred că dă strike-ul. Deci, bă, vedeți că a spart televizorul. Până acum n-a spart televizorul, că dacă îl spărgea nu mai avea. Mamă, are mâinile picior, mamă. Să vedem ce se întâmplă. Mamă, boys. Bă, voi vedeți că stă a plecat, că dacă nu arăta cu capul în aia. Uite, vedeți? Bă, mamă, dar cum deschide ușa? La ce s-a dus în cameră? Deci s-a dus într-o cameră, dar nu știu la ce e, cred că la... Mamă, nu la frățioarii noștri, bine, deci cred că e la Bailey în cameră. Ba, nu? Unde e boys? O fi că e supat. Dar s-a băgat într-o cameră, fraților, dar nu știu în care cameră. Ne-am lămurit la ce cameră. Băi! Mamă, deci a țipat, sper că ăștia au auzit, boys. Deci a luat un dulap cu el. V-am zis eu că iese din dulap. V-am zis. 4:53 dimineața. A primit un mesaj, s-a auzit de mesaj. Primește mesaje. La 4:53 dimineața, deja 3 mesaje. Yo, dude. Wake up. Uite pe ce stă fără ochelari. Billy, you've been texting me. I think something's wrong. Ok, deci Bailey a dat mesaj. A zis, Harry, in my room, veniți rapid în camera mea. Dude, Bailey. Bro, you gotta wake up. We gotta go. Come on. Bailey, trebuie să te trezești. Trebuie să mergem, boys. Deci, eu zis să meargă în camera ei, neapărat. O să meargă singur, mamă, boys. O să meargă singuri. Și ce să rămâne acolo? Hai să vedem ce se întâmplă, pe bune. Ok, fraților. Uitați-vă screenshot-ul. O să vadă, să sperăm că tot e ok. Bailey? Bailey, I'm coming in. Bailey, intră înăuntru. Mamă, frățiorul meu, mare greșeală. Nu mai e. Mamă, are și aia spartă. O luat-o aici în stânga, fraților. O luat-o aici în stânga. Uite, acolo, în dulapul ăla. Mamă, poate era și pe ăsta. Chester. Bă, da, a luat-o gen la ora 2 și ceva a luat-o. Și ce zic, adică... Și a dat mesaj după vreo 2 ore și ceva. Adică s-a întâmplat ceva în alea 2 ore. Ia, primi mesaje. Mesaj de la Bailey, Mia, I want now, hurry, come, yes, come now. Come to my house. Bă, le-a dat mesaj la toate prietenele ei de la facultate. Știți că a zis că vreau să-ți întâlnesc prietenii. Deci, bă, le-a dat mesaj la toți. Bă, la toți, uite, Isabella, Luna, Harper, Chloe, yo, Grace. I don't think that was Bailey texting me. Nu Bailey a dat mesaj, bă, fraților, bă. Bă, ce se întâmplă? În dulapul ăsta nu intra în dulap, frățioro. Mamă, e o gaură acolo în dulap, fii atent că se ia. Mamă, deci fii atent, bă, cum am prezis-o la început, ia pe toți prin dulap. Cineva râde, mamă, să frățioro Chester, iară el, tot de ăla. Mamă, frățioro Chester, ai grijă. Bă. Uitați-l! Bă! Vine acolo! Unde-i Parker? Bă! Bă, fraților, ce se întâmplă? Cine ești tu? Oare cine? Bailey! Am nevoie de ajutor! Vino aici!
Billy, is that you? Billy, ești tu? Ăsta nu vede, bă, numai Billy, nu e... Să fii că e Billy, o transformată și pe aia, vino aici! Nu te du, mă, frățiorul! Bă, pe bune! Bailey? Bailey? Mamă, deci l-au zis pe Chester cum țipă! Bă, ai grijă, bă! Bă! Bă, aștept, mă, pe Chester! Bă, ajută-l, bă! Mă, mă, faci ce se întâmplă! Ajută-l, mă! Bă, deci o încercat să tragă în groapă. Trebuie să plecă neapărat de aici, hai! Mamă, săracul Chester, fugiți-mă de acolo! Ok, frate, deci au plecat. Bă, care era treaba cu omul ăla? Hai să ne că acum cred că o să zică. Am mers acasă și am contactat imediat Bailey's friends family to see if I had head from her, cică, și a contactat imediat familia lui Bailey și prietenii ca să vadă dacă cineva a auzit ceva de ea, știi ce zic? Nimeni nu a răspuns. Bă, deci nu a răspuns niciunul. Bă, și aici s-a terminat totul. Mamă, fraților, un nou episod Life of Luxury. Foarte, foarte mișto. Deci ăsta cred că a fost cel mai horror de până acum. Like, mă lasă cu cele mai multe semne de întrebare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Eu am fost Marius Iancu. O zi frumoasă tuturor sau o noapte frumoasă. Nu știu, cred că asta o să-l postez pe la... Deci ori îl postez dimineața la 11, ori îl postez seara la 2. Văd eu, v-am pa pe toți. Pa, pa!